Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Antreprenoriat pe Bune. Filmăm din nou din Ingenius Hub, așa cum v-ați obișnuit. Și astăzi am o surpriză pentru voi. Bine, deja am anunțat-o, dar de ce este surpriză? Pentru că ne apropiem de zilele iubirii din luna februarie, pe care sunt sigură că toți le așteptați, că și antreprenorii iubesc. Și pentru că se pregătesc cadouri în aceste zile, ne-am gândit să avem alături antreprenori creativi care produc niște obiecte superbe, foarte interesante, curajoase și care sunt numai bune de cadourisit de 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, dar nu numai, pentru că ele sunt și niște cadouri foarte frumoase de business. Trebuie să mărturisesc că și eu am beneficiat și alți prieteni ai noștri din Ingenius Hub au primit de la diversi parteneri unele dintre aceste cadouri frumoase. Mă bucur că suntem împreună, Veronica Soare și Ciprian Stanciu. Bine ați venit alături de noi. Bine v-am găsit. Și fără prea multe introduceri, pentru că n-aș vrea să vă spun eu povestea, voi o spuneți mult mai frumos decât mine. Așa că o să vă rog să ne spuneți pe scurt povestea afacerii, cum ați ajuns să o faceți, cum ați ajuns pe acest drum și care este istoria afacerii sau misiunea, visul care stă în spatele proiectelor voastre, pentru că sunt niște proiecte de afaceri foarte inimoase, amândouă. Veronica, te rog. Eu sunt, bună dimineața încă o dată și mulțumesc foarte mult de invitație. Sunt entuziasmată să fiu în dimineața asta aici, să povestim despre papioane și calei de scoape. Eu sunt un om foarte norocos care a ajuns să se joace în fiecare zi cu obiectul care i-a marcat copilăria. Realmente, caleidoscoapele sunt, caleidoscoapele, cutiuțele muzicale și caruselele au fost jucăriile copilăriei mele. Sigur, încă de când eram copil, simțeam că un carusel are doar o mișcare, o cutiuță muzicală cântă întotdeauna același cântec, pe când în caleidoscoape vedem întotdeauna forme diferite. Deci, cumva, dintre toate caleidoscoapele sunt obiectele care, pentru mine, au fost întotdeauna wow. Deci, cumva, poate că nu e o întâmplare. Nici că sunt eu așa cum sunt, un om foarte luminos și solar și care vede întotdeauna partea bună a lucrurilor, pentru că însuși cuvântul caleidoscop înseamnă a privi formele frumoase. Și cred că nu e o întâmplare nici că fac caleidoscoape. Cum am ajuns? Acum 4 ani am scos în lume un proiect care se numește minuni.ro caleidoscop de fapte bună, un proiect de strângere de fonduri, căruia sigur i-am spus caleidoscop de fapte bune și că sună drăguț, nu? Dar dincolo de asta, ziceam, cuvântul caleidoscop înseamnă a examina formele frumoase. Inventatorul lor, acum 200 de ani, 202 ani, când a pus la oaltă 3 bucăți de prismă în formă de oglindă și a văzut formele speciale, le-a numit efect de caleidoscop, cale o frumusețe, eidos formă, scopeo a examina, a privi. Și atunci eu am zis, prin proiectul meu de strângere de fonduri, vreau să se vadă partea frumoasă a lumii în care trăim. Adică, dincolo de un nume simpatic, cumva era exact ce voiam eu să transmit, partea frumoasă a lumii în care trăim. Sigur că dacă l-am numit caleidoscop de fapte bune, mă gândesc așa cumva, fără să-mi dau seama, era doar o chestiune de timp până să mă apuc să mă joc cu caleidoscop, pentru o lume în care atât de pasionați și angrenați în tehnologie, mi-am dat seama că oamenii vor să se joace cu mâine, că le place să meargă la ateliere, să meșterească lucruri, să facă de la aranjamente florale la origami. Cumva, cred că era doar, nu m-am gândit atunci când l-am numit caleidoscop, de fapt, că o să fac caleidoscope, dar undeva în mintea mea cred că știam că o să ajungem acolo. Ideea e că atunci când am făcut primul atelier, nu mi-am dorit să fac decât 2-3 ateliere. Cumva a fost doar așa, o joacă. Hai să facem niște ateliere de caleidoscope, să-i învăț pe oameni să meșteresc obiectele astea, să mă învăț și pe mine, că nu știam nici eu cum să fac. La femei pe mătăsare a fost primul atelier, sigur, în goana aceea cu o stradă plină cu ONG-uri și antreprenori, nu era liniștea pe care au atelierele mele de acum, adică un alt setup. Dar un lucru a fost foarte clar încă de atunci. Oamenii când aud despre caleidoscoape, fac o mașină, wow, caleidoscoape, wow, n-a văzut din copilărie, wow, ce fain, hai să ne jucăm. Și atunci eu am început să fac atelierele astea absolut în joacă, o dată pe lună, seara după job, adunam o gașcă de oameni și din fondurile strânse am fost și am făcut caleidoscoape cu copii din centre de plasament și apoi din spitale și așa mai departe. Și asta, sigur, nu s-a oprit,
la cele două, trei ateliere, cum credeam eu, pentru că oamenii erau fermecați la final și mă întrebau și când e următorul, și când e următorul atelier. Și atunci cumva inerția a mers înainte până când au început participanții să-mi spună la sfârșit, știi, eu lucrez într-o companie, vreau să te propun să faci cu colegii mei, ai vrea? Sau profesorii sau părinții, ai vrea să faci la școala copilului meu? Cumva piața a venit spre mine, nu m-am gândit să fac asta. Sigur că am zis da de fiecare dată, până acum un an și două luni, când a fost așa un moment din ăla de Evrica, când mi-am dat seama că, de fapt, nimeni nu face nici produsul. Eu mă jucam în ateliere, facem un produs de lucru manual și e mai mult o experiență decât tu. Sigur, facem și produsul, dar nu e despre produs. Mă joc foarte mult în atelierele astea cu metafora caleidoscopică, adică oamenii pleacă fericiți și îmi spun ei, adică cumva a fost o realizare care a venit din feedback-ul oamenilor, că nu e doar obiectul în sine, e bucuria de a-l face și experiența și toate poveștile pe care eu le aduc acolo. Ei, și mi-am dat seama că nu mai face nimeni nici caleidoscoape și nici produsul în sine și că, de fapt, produsul în sine, tot ce se găsește la noi, de fapt, în toată Europa, sunt made in China. Deci produsul ăsta nu există făcut decât de artizani. Există artizani, bunăoară în Israel, toată lumea care merge în Tel Aviv, e o străduță unde e un artizan, abia aștept să vă să întâlnesc, care face niște caleidoscoape. Sigur, nu sunt niște caleidoscoape pe care să și le permite, toată lumea nu sunt personalizabile. Eu fac caleidoscoape personalizabile, așa cum se vede și pe măsură, da. Sunt foarte mândră de ele. Într-adevăr, sunt frumoase. Îmi pare rău că nu am cum prin cameră, nu cred că pot, deși probabil că nu e imposibil, dar nu ne-a trecut prin cap să testăm lucrul ăsta. Mi-ar plăcea să pot să vă arăt ce se vede prin aceste caleidoscoape făcute manual în atelierele Veronicăi, dar vă provoc să le căutați și să le găsiți, să le încercați și poate chiar să participați la un astfel de atelier ca să aveți genul acesta de experiență despre care tu vorbești cu atâta pasiune că da, nu, parcă îmi vine să... din acum. Nu, știi că eu uneori stau și mă gândesc, măi, sunt cumva poate prea... nu că sunt prea entuziasmat, dar unor mi se pare că poate mă gândesc, oare nu exagerez? Și apoi vine următorul atelier care fie e public, fie e cu copii, fie e cu angajați într-o companie și oamenii la final îmi spun, wow, e unul din cele mai faine lucruri pe care le-am făcut vreodată. Am avut acum săptămâna trecută un atelier într-un context în care au fost pentru prima oară 60 de oameni și copii, 10 ani și vârstnici, era o fundație, Fundația Principesa Margareta, au fost și copii beneficiari și vârstnici beneficiari și angajații unei companii voluntari din proiect, adică pe trei niveluri de 60 de oameni. Toată lumea la final a fost fermecată. Oamenii ziceau, doamne, e ca și cum am venit la o seară de teatru. Mi-a zis o doamnă, domnișoara Veronica, seara aceasta a fost ca și cum aș fi fost la teatru cu dumneavoastră. Iar o altă persoană, mi-au dat lacrimile când mi-a zis, după ce s-a uitat prin caleidoscopul confecționat, a zis, aveam nevoie de seara asta și de caleidoscopul ăsta și nici nu știam. Da, simt și din ceea ce spui și sunt convinsă că ceea ce transmiți e doar o frântură din ceea ce se întâmplă în aceste evenimente, că oamenii au nevoie de frumos, de ieșire din practic și material spre altceva, spre care să fie dincolo de ceea ce ni se întâmplă și în fiecare zi. Caleidoscopul rezolvă caleidoscoapele, dar și experiența aceea de lucru împreună și de fascinația produsului propriilor mâini, cu siguranță contribuie. Și știi de ce, iartă-mă, doar asta mai vreau să spun. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că e un obiect care ne aduce aminte de copilărie. 90% din oamenii, prima asta propoziție contribuie. Când aud de caleidoscoapele, mi-le spun, n-am avut din copilărie sau n-am văzut din copilărie. Da. Deci cumva cred că și asta ajută, că e, dincolo de a fi un obiect frumos, e un reper al copilăriei noastre. Și gata, nu mai zic nimic. O avem o oră la dispoziție să povestim. Aș vrea să te rog și pe tine, Ciprian, să ne spui un pic cum ți-a venit ideea acestei afaceri. A fost la fel smulsă de piață sau ai propus-o nici tu? Nici de cum. Eu eram și de ce? Eu eram în căutarea unui papion. Diferit. Cu tot diferit, am început să caut în magazinele din Strasbourg papioane diferite. Da. Și am găsit decât papioane clasice, de patru culori, unice, și mi-am dat seama că nu există piață pentru papioanele puțin colorate, moda British, adică nu găseam un papion de lux, care să fie foarte bine făcut și care să nu aibă... Să nu te plictisească. Exact. Și primul papion l-am făcut dintr-o cămașă, cu
cu ajutorul unei mașini de cusut la 15 euro cu baterii, nu avea nici măcar o priză, adică era o mică mașină de cusut, da, care am cumpărat-o de la teleshopping, de la televizor. Da. Și așa am început să fac primul papion. L-am pus la gât, m-am îmbrăcat în costum și am ieșit pe străzile din orașul Strasburg să văd despre ce vorba, să văd cum mă percep oamenii, să văd dacă oamenii o să mă aprecieze sau să văd reacția oamenilor, dacă mă privesc diferit, dacă... să văd cum o să reacționeze ei. Am fost surprins plăcut când o doamnă mai în vârstă m-a oprit și m-a întrebat de unde am cumpărat papion. Îi place papionul meu și vrea și ea să-i cumpere la nepotul dumnei. Și atunci mi-a venit ideea, dar de ce să nu fac mai multe? I-am zis, doamnă, eu l-am făcut, eu sunt autorul papionului. Și am făcut 10 papioane, 10 modele de papioane, am cumpărat material ca să le confecționez. După aceea am arătat prietenilor mei papioanele. Cei de lângă mine m-au încurajat, le-au spus că e o idee genială, n-au mai văzut papioane așa colorate, diferite. Și am avut oportunitatea să particip la Fashion Week Strasburg cu colecția de papioane. A trebuit să confecționez mult mai multe papioane. Am vândut în timpul evenimentului un număr de 10 papioane și în timp de o săptămână, pe toată perioada Fashion Week, și am zis, wow, e genial, am reușit să vând niște papioane, sunt un om necunoscut care vine pe piață cu un produs nou, cu un preț destul de mare, destul de mare pentru piața din Strasburg. Și atunci mi-am zis, de ce să nu deschid o linie de producție, să-mi fac eu papioane și mai multe acasă, să pot să fac cât mai multe. Am avut un șoc, pentru că timp de 2 luni de zile, după terminarea evenimentului, nu știa nimeni de mine, nu m-a contactat nimeni, n-am vândut niciun papion. Și eu, cum făcusem puțin modeling înainte să-mi deschid firma de papioane, aveam deja câteva contacte în modă cu manechini, fotografi, cei care făceau parte din lumea modei. Și atunci mi-am dat seama că pentru a vinde papioanele trebuie să mă fac cunoscut și trebuie neapărat să învăț oamenii cum să poartă papionul, pentru că a trebuit să educ publicul cum să poarte papionul. Și mi-am dat seama că trebuie să organizez singur evenimente, shooting-uri, defilări de modă pentru a le arăta oamenilor cine sunt, ce fac, pentru a ieși pe piață, pentru că nu eram o persoană foarte cunoscută. Și atunci am început să fac evenimente în Strasburg. După ce am făcut mai multe evenimente în hoteluri de 5 stele, în diferite localuri, mi-am dat seama că Strasburg e mic, a rămas mic pentru mine. Atunci m-am mutat la Paris, am început să fac evenimente în Paris, shooting-uri, defilări de modă, participări la diverse seri cu antreprenori, diverse evenimente pentru business și mi-am dat seama că trebuie să evoluez mai mult, trebuie să merg mai departe de atât. Am început să merg la Londra, la Milano, în Elveția, am început să călătoresc cât mai mult, să organizez shooting-uri. Așa am început să mă fac cunoscut în diferite orașe, am început să fac parteneriate cu diferite mărci de bijuterii, de costume, diferite magazine mari de lux, unde am putut să-mi expun papioanele la vânzare. Da, sunt foarte frumoase ambele povești, deși într-un fel sunt diferite, pentru că pe tine cumva, tu ai plecat cu gândul de a face fundraising și pe o rută socială mai curând decât antreprenorială, dar totuși sunt și multe similitudini, pentru că nici tu nu ți-ai propus neapărat să te îmbogățești și ai căutat o idee și uite că ai găsit ideea papioane. Au plecat cumva intern, mi se pare. El a făcut primul papion, deci tu știai să te joci la mașină, mi se pare genial. Am învățat probabil. Am fost autodidact. M-am uitat pe YouTube cum se fac papioanele. Da. Și am zis, dar de ce să nu pot eu să-mi creez eu singur papion? Hai să încerc. Că pe mine m-ai blocat când ai zis asta. Mi-am cumpărat o mașină de cusut și am început să cos. Wow! Da, that's pretty awesome! Da. A trebuit să mă documentez cum să faci un papion. Și atunci, trăim în era internetului, atunci am trebuit să accesez diferite site-uri pentru a mă educa eu singur. Cum să faci un papion? Da. Și atunci a trebuit să spune treptul mai ai? Nu. Ceea ce s-a întâmplat, el a fost primul papion care s-a vândut. La evenimentul de la Fashion Week Strasburg, el a fost primul papion care s-a vândut. Deci era... Dar nu s-a fost milă să-l vinzi. Dar nici nu mă așteptam, adică nici nu mă așteptam că o să vândă, că o să prindă. Nu, pentru mine era un produs, ok.
Am întrebat pe domnul care mi l-a cumpărat dacă vrea să îl cumpăr înapoi. I-am propus încă 5 papioane în schimbul și a spus că nu vrea să mi-l dea înapoi, că ăla i-a plăcut lui. Ok. Da. Ce observ în poveștile voastre, pe lângă pasiunea, pe care în mod evident o aveți amândoi, vă iubiți produsele. Și înainte de a mai trage eu niște concluzii, aș vrea să atrag atenția și asupra papioanelor, pentru că sunt la fel de colorate, frumos colorate. Nu știu în ce cameră să le arăt, dar mie mi se par și de mult bun gust, dar în același timp foarte vii. Sunt niște papioane care spun ceva, exact ca și caleidoscoapele, vorbesc cu tine. Intri într-un dialog cu obiectul respectiv și tu ca persoană care îl porți, dar și cel care îți receptează acest accesoriu, să spunem. Ce mi se pare interesant este că, dincolo de faptul că vă iubiți produsele într-un mod, cum cred eu că e sănătos să facă un antreprenor, cred că dacă nu iubești foarte tare ceea ce faci, tu spuneai la un moment dat că poate că ești prea entuziastă, nu cred că există. Da, nu, în sensul că unor mult. Mi se pare așa că sunt atât de, nu mai opresc din vorbit, chiar le iubesc din toată inima. Și cred că energia pe care o puneți amândoi în produsele și în afacerea voastră este cea care până la urmă generează și rezultatul. Aș vrea să vă întreb însă, bun, ați plecat amândoi de la, într-un fel sau altul, de la o bucurie personală, da? Am putea spune de la o pasiune, da, o plăcere, dar strict personală. Ceea ce ați descris amândoi seamănă pentru mine foarte tare cu un proces bine pus la punct, chiar dacă la voi a fost nedeliberat, ci pur și simplu v-ați lăsat duși de val, de value proposition canvas. Adică ați trecut printr-un proces de design al produsului. Doar că diferă aceste două procese, pentru că la tine a fost... propunerea inițială diferă de produsul final, pentru că inițial ai propus o experiență, un serviciu de entertainment, de formare, de educare, de leisure, nu știu, sau poate chiar de fundraising, de joacă. E de joacă, de relaxare. Și de învățare, că eu mă și, adică toată lumea îmi spune că nu e, și am ajuns în punctul ăla și aici e de acum înainte, la asta o să lucrez, el nu este un atelier de craft. Sigur, noi, știi, am făcut și Camino. E mai și mult decât mult craft. Pe jos pe Camino, dar Camino nu e despre mersul pe jos. Și mi-am dat seama că atelierul meu, sigur, facem caleidoscoape, dar oamenii mi spun, băi, plec altfel, mă întorc altfel la Excel-urile mele și la munca mea, pur și simplu, și oamenii le păstrează pe birou aproape și din când în când se uită prin ele. Adică nu e doar un obiect pe care l-am făcut sau pe care l-am primit. Rezultatul feedback-ului e foarte simpatic. Da. În orice caz, ai plecat de la o experiență, de la a dori să oferi oamenilor o experiență și ai sfârșit cu un produs foarte bine pus la punct de altfel și frumos ambalat. Vorbeam mai devreme de calitățile impecabile ale întregului produs. În timp ce în cazul tău, Ciprian, mi se pare că pur și simplu ți-ai făcut un produs și l-ai testat pe piață mergând pe stradă. Exact. Adică ai făcut munca de teren necesară care se potrivea în cazul produsului tău și probabil că nu ar fi putut fi aplicat de Veronica. Dar ambele procese le văd ca niște procese foarte clare de testare a produsului pe piață, indiferent de parcursul pe care l-a avut fiecare dintre experiențe. Și aș vrea să vă întreb din această perspectivă, ca să ajungem la antreprenori și să fim relevanți pentru cei care ne urmăresc, cât de important vi s-a părut acest proces, în primul rând, cât a durat în mod real, de când ați început, conștient sau nu, să testați pe piață produsul viitor, despre care poate nu știați că o să-l faceți, până când efectiv ați avut un business din acest produs, cât a durat și cât de important vi se pare, privind retrospectiv, acest proces, cât de mult a contat în construcția afacerii voastre. Cine vrea să înceapă? Pentru mine, de la produsul, de la perioada de timp, de la fabricarea produsului până la a spune că am un business, a durat undeva la 2 ani. Pentru că a fost o perioadă în care a trebuit să fabric papioane, a fost o perioadă în care a trebuit să mă focusez pe strategii de marketing, cum aș putea să le vând, unde aș putea să le vând, pentru că nu eram pregătit pentru asta, nu eram pregătit să îmi dau seama cine are nevoie de papioane, pentru că până la urmă am venit cu un produs care satisface niște nevoi, pentru că papioanele am făcut anumite parteneriate cu hoteluri și restaurante de lux, unde ospătarii hotelurilor de lux poartă papioanele de la Atelier Cerbo.
și a trebuit să mă educ să găsesc strategii de marketing foarte bine puse la punct, ceea ce a necesitat foarte mult timp, pentru că atât timp cât le testezi, trebuie să ai și un timp de a îți lași un timp de creștere. Nu poți să îi spui un business din primele două luni de activitate. Un business, cred că un business durează, pentru a se numi business, durează undeva la între 3 ani și 5 ani de construcție. De construcție. Asta spunem decât de creștere. Poate să dureze și mai puțin, 6 luni, depinde de... Depinde și de tipul, de industrie. Exact, exact. Și la ce fel de piață ne adresăm. Și depinde și de antreprenor, cât de bine pregătite pentru chestia asta. Și oricât de bine pregătiți am fi, ajungem să ne confruntăm cu anumite situații care nu le putem prevedea. Adică sunt situații care trebuie să luăm niște decizii instantaneu, pe loc, și nu avem ce să facem. De exemplu, la evenimentele mele pe care le organizez, sunt diferite situații unde nu poți să le anticipezi. Uh-huh. Ești obligat să iei o decizie pe loc, că e bună, că era, e cea mai bună decizie pentru că a fost prima, atunci când a trebuit. Da, nu ai timp de gândire foarte mult, să stai, poate fac asta, poate fac asta, nu, trebuie să te adaptezi la situație și să mergi mai departe. Durează timp. Deci să înțeleg că consider foarte important, de fapt, acest proces de testarea pieței, de întâlnire cu piața. Da, pentru că vânzând accesorii, adică eu vând un accesoriu, papionul este un accesoriu, nu toată lumea îl poartă, nu toată lumea, nu e o necesitate pentru toată lumea. Asta este un accesoriu și atunci am avut nevoie de timp pentru a înțelege cine anume are nevoie de cine acest accesoriu. Cine anume are nevoie de acest accesoriu. În ce scop. Da, da. Și scopul utilizării lui. Uh-huh. Veronica, în cazul tău? La mine povestea a început în joacă. Adică eu n-a fost, dacă mi-ar fi zis cineva că o să duc la alt nivel, da, a fost doar o deci joacă. Deci clar că a fost nedeliberat procesul, dar m-ar interesa să știu cât a durat. Ce se privind retrospectiv. Da, nu, când ideea este că eu în momentul în care am început, când am scos Kaleido Love în lume, eu deja vorbeam de kaleidoscoape de 3 ani, adică n-a fost o surpriză pentru nimeni, deja eu știam că e un obiect pe care oamenii îl așteaptă din multe puncte de vedere, adică să se joace, să-l aibă aproape, cumva știam că lor o să le placă. Deci 3 ani, ai zis 3 ani. Da, ce vreau să spun, da. Eu am nevoie de lucruri concrete, da. Pentru că gândește-te că chiar dacă probabil celor cărora ne adresăm nu le trece prin cap să facă o afacere cu kaleidoscoape, dar pot fi afaceri similare, da. La care se poate aplica experiența voastră și aș vrea cumva să o scoatem din specific și să încercăm să extragem niște reguli ale jocului care fac bine. Da. Nu, mie mi-a venit ideea, adică eu Kaleido Love are două, oferă odată un produs și oferă un serviciu. Produsul ăsta, care e un produs de raft, e unul. În atelierele de kaleidoscope construim un kaleidoscop identic din punct de vedere al imaginii, doar că finisajele sunt, noi la atelier facem lucru manual, produsul nu arată, n-are cum să arate așa. Nu, acolo e un carton mai gros, ideea este că ăsta, cum vreau să zic, ăsta e un produs puternic ca trupurile noastre. Atelierul, kaleidoscopul din atelier e fragil, adică dacă îl scape jos, el se va smage, sigur, el poate fi foarte ușor refăcut. Dar acolo noi decupăm, acolo chiar ne jucăm, nu e doar, nu doar lipim un, adică nu e despre și acum lipim cercul acesta, nu. Punem, decupăm, e realmente lucru manual și e foarte fain să vezi oameni de 50 de ani care fac lucru manual din toate domeniile. Ideea este că eu făceam asta și știam, desigur, când am zis, ok, vreau să fac și produsul. Produsul în sine nu există pe piață decât adus din China. Și atunci știam că eu trebuie să-i fac finisajele altfel. Ideea a venit în noiembrie, acum un an și 3 luni, și primele kaleidoscoape au ieșit în lume, luna viitoare e un an. Deci mi-a luat 3 luni să caut, știi, să mă joc cu de la diversi furnizori, să văd ca să faci designul finit. De produs finit. Da, ca fac designul. Dar piața era oricum pregătită. Piața era pregătită, tău. da. Deci cumva eu știam doar că trebuie să o duc la nivelul următor și aici o chestie interesantă, că cine a fost în ăștia 3 ani la ateliere, sigur că eu vorbesc despre asta, doar că e multă informație care ne bombardează și cumva trebuie tot timpul să vorbim despre ce facem. Foarte multă lume, pentru mulți oameni, sigur, eu sunt încă la început, nu le e clar atunci când vorbesc eu despre produsul ăsta. Dacă ai fost la mine la atelier, ești tentat să crezi că este fix ca acela. Și oamenii îl văd și alaltă ieri m-am întâlnit cu o prietenă și a zis,
Doamne, dar cât de profi arată, adică zice, parcă e luat, e de pe raft din librărie. Și pe mine așa mi-a crescut inima și mi-am zis că eu mai trebuie să lucrez exact la chestia asta, la diferențele dintre cele două. Dar pentru mine a fost ușor, simplu, în sensul că a trebuit doar să găsesc o variantă de care să fiu eu mulțumită, în primul rând, adică să-mi fie drag să le fac, dar piața, cumva, lumea era pregătită pentru chestia asta. Aici vorbim despre piața locală. Adică nu vorbim despre piața internațională. Dar nici nu e cazul deocamdată pentru mine. Adică nefiind niciun producător în România, în primul rând vreau să mă joc oricum în țara mea, după care sigur, site-ul e pe .com, adică mă voi duce în lume negreșit. Da, 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 cu evenimentele, cu atelierele, vorbim despre piața locală. Da, deocamdată, bine, am făcut între timp și la Bruxelles, dar nu, deocamdată mă adresez aici, vreau să mă joc și mă plimb în toată țara și fac aceste ateliere în toate mediile. Și aici o chestie interesantă, că la început, dacă m-ai fi întrebat cine e publicul meu țintă, ți-aș fi spus că sunt femeile și mămicile. Și în general lumea crede că atelierele sunt pentru copii. Cumva eu nu promovez atelierele de copii prea mult, pentru că, by definition, oamenii cred că doar copiii se joacă. Și a fost o surpriză pentru mine acum 2 ani, când m-a chemat o companie cu mulți ingineri la un atelier, unde din 40 de oameni erau doar vreo 3 femei și în rest erau doar domni. Și am avut așa o strângere, un pic de inimă, cum o să fie. Ei, domnii aceștia care erau peste 40 de ani s-au jucat ca niște copii și la final mi-au zis mulțumim pentru orele de copilărie și pentru o experiență care este complet diferită de tot ce trăim. Și atunci mi-am dat seama că de fapt atelierele mele nu sunt pentru femei și pentru copii, că de fapt sunt pentru toată lumea care vrea să se joace. Și pentru mine e o super bucurie când văd domni, am avut la final în decembrie un atelier, cu toți directorii de agenții ai unei multinaționale din România, doamna, șefa lor, ca să zic așa, a zis vreau să le dăruiesc ceva jucăuș. Cu amendamentul că, știi, Veronica, ei sunt altfel, ei sunt cu cifrele, ei sunt cu, cumva, sunt din alt profil. Eu știu că tu faci o treabă extraordinară, sper să le placă. Și oamenii au fost fermecați, adică cumva a fost și pentru mine să văd, știi, niște oameni care nu au decât cifre tot timpul și care sunt complet axați pe altceva, să se joace cu atâta poftă și să nu mă lase să plec de la petrecerea lor, să mai stau puțin să ne distrăm. Adică pentru mine e o colecție de bucurie. Cumva observ că ambele voastre afaceri depind destul de mult de evenimente și de întâlnirea cu oamenii face-to-face. Da. În forme diferite, dar cumva partea asta pare a fi comună. Aș vrea să te întreb, Ciprian, pentru că tu ai spus așa cu foarte multă lejeritate. Am organizat evenimente la Strasbourg, după aia mi s-a părut că nu e suficient, m-am dus în Paris, am organizat evenimente în Paris. Eu nu cred că e chiar atât de simplu pe cât faci tu să pară. Și aș vrea să te întreb cam cum ai organizat evenimente de prezentare de papioane în Paris. Prima dată mi-am dat seama că totul se face cu cunoștințe. Deci tot ce vrei să faci, trebuie să cunoști pe cineva. Adică nu poți să te duci undeva să nu cunoști pe nimeni, să zici eu fac un eveniment aici. Nu. Am plecat de la ideea că, cum eram în lumea modei, având prieteni comuni cu fotografi, modele și toate cele, am apelat la ei. Adică primele mele ajutoare au fost prietenii din lumea modei, cunoștințele din lumea modei. Ei m-au ajutat să mă fac cunoscut pe piața locală. Vorbim de evenimente pe piața locală, unde am reușit să mă fac cunoscut pe piața locală. Poți să-mi dai un exemplu de o formă de ajutor pe care ai primit-o de la prieteni? Sau două, trei lucruri cu care te-au ajutat? Ți-au dat o sală? Ce ți-au dat? Nu. În primul rând am început cu shooting-uri în stradă. A trebuit să depun câteva autorizații la primărie pentru a primi autorizații pentru shooting-uri în stradă. Prima autorizație pe care am adresat-o la primăria orașului Strasbourg a fost undeva la 130 de persoane. Doamna de acolo, când a văzut cererea pentru autorizație, a spus că nu se poate. Și a zis, doamnă, nu vă deranjesc cu nimic. Nu e meeting, este un shooting pe care vreau să-l fac. I-am explicat foarte bine la telefon și atunci doamna a spus, dar nimeni n-a mai făcut asta aici, nimeni nu s-a gândit să facă așa ceva. Da, doamne, vreau să fiu primul care face chestia asta. Și atunci, doamna respectivă mi-a dat autorizația, oricum nu vedea niciun pericol. A fost undeva la 7 fotografi care au venit voluntari, manechinele au venit voluntari și fiecare manechin a mai venit cu prietena,
Au venit toți prezenți acolo, da, fotografii la fel au venit însoțiți și a trebuit să am un număr mare pentru persoanele care erau prezente pe spațiul public în același timp, pentru că a trebuit să vină poliția să vadă că nu este un meeting, adică a fost puțin dificil la început când am început cu shooting-urile, pentru că oamenii nu erau obișnuiți și nu știau despre ce e vorba. Când vezi o grămadă de oameni pe stradă îmbrăcați în costume care fac fotografie, adică cine sunteți voi, ce faceți? Da. Da. Apoi am început la hotelurile de lux, unde am încercat să vorbesc direct cu directorii, adică să am acces direct la directori. Am început să fac parteneriate cu alți prieteni care erau muzicieni, deci din lumea modei, din lumea artiștilor, am făcut colaborări și parteneriate cu mai mulți artiști. Și atunci eram mai mulți la o evenimente, fiecare care făcea pe undeva un eveniment spunea, uite, am pe cineva care poate să vină cu o defilare de modă, am pe cineva care poate să facă, putem face un shooting din postul ăsta. Adică asta a fost ajutorul. Oamenii care au vrut să facă ceva cu viața lor, care au vrut să se schimbe, care au vrut să participe la mișcarea asta. Exact, adică care vreau să facă ceva util, nu neapărat să meargă, să vină de la muncă, să stea acasă, să nu facă nimic. Nu, în timpul liber au vrut să facă altceva, voluntariat, să schimbe, să vadă de ce sunt în stare să facă. Prin asta m-au ajutat prezența lor, implicarea, care a contat foarte mult. Nu pot să nu remarc faptul că eu am și scris înainte, fără să știu toate aceste detalii, că sunteți foarte îndrăzneți amândoi. Stau și mă întreb câți români ar avea curajul să-și pună problema, să depună o cerere la Strasburg, la autorități. Eu vreau să fac un eveniment în stradă cu 130 de persoane și cu asta basta. Și nu, eu cred că și în România mulți dintre tineri ar avea și-ar pune de două ori întrebarea, oare să mă duc să cer sau să nu mă duc să cer. Mi-am dat seama. Și aș vrea să accentuez, adică să ne mai povestești un pic din genul acesta de situații în care poate că ție ți este caracteristic să faci asta și ți-e ușor, dar în care ai simțit că trebuie să ieși din zona de confort și să ceri lucruri mari sau aparent nefezabile cu toată, cu tot curajul, cu toată inima. Mi-am dat seama că o întrebare pusă are 50% șanse de un răspuns pozitiv, 50% șanse de un răspuns negativ. O întrebare nepusă are șanse 100% să aibă un răspuns negativ. Și atunci am zis, ce am de pierdut? Adică, dacă oricum nimeni nu vrea să facă chestia asta, nimeni nu s-a gândit la chestia asta sau le e frică sau nu știu, ce am de pierdut dacă încerc? Nu am nimic de pierdut. Poate am 50% șanse să reușesc. Să reușesc. Asta am și făcut. Da, am gândit pozitiv, am început să văd altfel lucrurile, am început să fac și evenimente cu diferite mărci foarte mari. Adică am apelat la ei pentru a-mi împrumuta costume pentru bărbați, haine pentru femei, pentru evenimentele mele, pentru shooting-urile mele. Am apelat la o firmă de mașini, la o reprezentanță de mașini care mi-a pus la dispoziție mașini pentru shooting-uri. O firmă de audiovizual care au venit și au filmat tot evenimentul. La fel cu fotografii, adică mi-am dat seama că... Tocmai ai descris foarte frumos căsuța aia din stânga de pe Business Canvas cu parteneriatele strategice, le-a acoperit tot ce se putea acoperi. Cu un buget foarte mic. Exact. Mi-am dat seama că trebuie să faci ceva. Adică dacă chiar vrei să faci ceva, cu siguranță reușești. Ești din zona ta de confort, dai din coate și reușești să ajungi undeva. Dar dacă nu vrei să faci nimic și ești tot timpul negativ și zici, eu nu pot să fac asta, dar și n-a mai făcut nimeni asta, eu nu pot să fac asta, cu siguranță nu o să poți să faci nimic. Atât timp cât vrei cu adevărat să faci ceva, nu te interesează un nu spus în față, doar de acolo începe negocierea, când cineva spune nu. Adică atunci când el ți-a spus nu, atunci vrei să înțelegi de ce a spus nu, ca următoarea persoană să știi cum să te adresezi, să nu spună nu. Zici că hai să vedem ce putem face. Da. Deci tot ce am făcut a fost să merg să vorbesc cu oameni. Adică pentru a face evenimentele și pentru a face shooting-uri și tot ce am făcut până acum, a trebuit să vorbesc cu oamenii. E rețeta de succes. Să vorbești cu oamenii, să încerci. Să-ți cunoști clientul. Aș vrea să te întreb, Veronica, într-adevăr, tu ai probabil o perioadă mai scurtă de producție decât Ciprian și o să te rog și pe tine, Ciprian, să ne dai detalii. Cum e să faci producție în România, acum, cu atelierele de crafting, standardul nefiind o problemă,
n-aveai o problemă. Ce se întâmplă însă când trebuie să le produci la nivelul de calitate pe care ți l-ai impus? Cum e cu angajații? Îți trebuie angajați? Nu-ți trebuie? Oh, da. Da, îi găsești, nu-i găsești? Ai probleme operaționale pe proces? Ai probleme cu materia primă, da, sau nu? Povestește-ne puțin. E o luptă. Te imaginez, da, de asta te și întreb. Știi că eu mereu spun că știu, eu mă joc tot timpul, că sunt în lumea, realitatea este că dincolo de partea... Te joci serios. Da, mă joc serios. Da. Producția unui caleidoscop durează foarte mult, adică și dacă ai, în primul rând că trebuie să ai materia primă pregătită, sunt niște oglinzi care trebuie vin de la geamgiu, trebuie șterse, trebuie făcute prisme, toate cercurile, cele patru cercuri pe care le conțin caleidoscopele vin în niște folii, până scoți folii, adică e foarte multă treabă înainte. De, da, da, totul e manual. Și eu mi-am dat seama că, sigur, poveștile încep în sufragerie. Adică eu până în noiembrie le făceam la mine acasă în sufragerie. Că erau 10, că îmi cerea cineva 100, casa mea era un depozit de mărgele, oglinzi, cumva nu te mai puteai mișca nicăieri. Abia în noiembrie mi-am I took the leap of faith și m-am... De fapt nu, că a fost așa un pas firesc să mă duc și să am atelierul meu acum. Ce mi-am dat seama este că eu petrec foarte mult timp să le fac. Adică mă ajutau niște prietene să facem prismele, toate lucrurile astea care nu se văd în finisaje. Dar când venea vorba de a construi, de a pune cap la cap materia primă, eu eram singura care le făcea. Și mi-am dat seama că dacă venea cineva și voia 30 de caleidoscoape, asta înseamnă extrem de mult timp pe care eu îl petrec și sigur îmi place ce fac, dar eu nu dezvolt afacerea. Eu nu mă văd cu oameni, apropo de oameni, eu iubesc ești prins oameni, în adică totul pornești, da, ești prins și nu-ți permit să fii prins în producție, pentru că tu n-ai dat mail-urile, n-ai dat telefoanele. Da, asta se întâmplă frecvent, da, celor care intră în producție. Și e important cumva să treci prin, adică cumva, sigur că a fost și ușor frustrant uneori, dar e important să trecem prin toate fazele astea. Era doar un pas firesc să găsesc primul om. A doua zi după ce m-am mutat, după ce am dat sfară în țară că am găsit un spațiu pentru atelier, a bătut la ușa mea Ana, pe care o știam din online și știam că are abilități de craft și mi-a zis: uite, Veronica, dacă vrei, aș vrea să lucrez cu tine. Să lucrez cu tine dacă vrei să vin să povestim. Și a venit a doua zi. Sigur că eu știu că e aici, tu vrei să le faci pe toate. Deci dacă ai putea tu să le faci pe toate, ar fi minunat. Și inițial mă gândeam, și acum m-am amuz teribil, cum mă gândeam că ea o să mă ajute să facă prismele și oglinzile și tot eu o să finisez. Și mi se pare incredibil, în momentul în care a intrat pe ușă, mi-am dat seama, stai puțin, că de fapt mi-a adus un cadou, un lucru făcut de ea, completely crafted. Și am zis, nu, stai puțin, Ana, noi astăzi vom face fiecare câte un caleidoscop. Eu fac și tu vezi procesul, hai să vedem ce ne iese. Și nu mi-a venit să cred cum a făcut un caleidoscop perfect. Deși, sigur, și atunci am întrebat-o prietenă, eram atât de entuziasmată și prietena mea cea mai bună a zis: hai mă, cât e de complicat. Și zic, nu, n-ai înțeles, să faci un caleidoscop care trebuie finisat și să arate impecabil. Cei mai mulți oameni nu au aceasta, adică n-avem și e și firesc să n-avem aceasta. N-avem manualitatea, lumea, precizia. Așa cum unii sunt experți în IT, așa alții sunt experți în crafting. Și mi-am dat seama că Ana este omul potrivit, a și fost un context, ca exact în perioada aia mergeam la Bruxelles, am avut niște comenzi, am mai făcut până să plecăm în Bruxelles niște caleidoscope și mi-am dat seama că plec liniștită pentru că ea poate să facă și sunt foarte mândră de ea, este foarte bună, glumesc spunând că le face mai bine decât mine, le face la fel de bine ca mine, e impecabil, e o chestie amuzantă că ea, sigur, încă mă întreabă și, bine, plus că mă uit eu oricum, zice, hai mai uită-te și la astea, uită-te și la astea. Și la unele nu-mi plac și ea știe când voi spune, le pune și așa într-o parte, adică e conștientă cele la care nu va trece CTC-ul și glumea ei favorită este că în această unitate CTC-ul este foarte exigent. Da. Nu, procesul de producție îți ia foarte mult timp, e o lucru. Mai ales acolo. Pe crafting. Plus că sunt acum, foarte multe, da, da. Acum în România există un interes mare pentru genul acesta, da, de afaceri mici, sunt mulți tineri, da, care își pun problema și să facă fabulos obiecte cu mâinile lor, da, ceea ce e minunat pentru că e altceva decât să le faci în fabrică sau în China. Și de asta mă interesează dacă poți să te extragi din zona entuziasmului și sensibilității tale, că ești storyteller, cum spuneai, și într-adevăr putem sta la povești forever, dar extrage-te puțin și privește-mi cu ochi managerial afacerea
Și te rog, spune-mi care sunt indicatorii. Ce capacitate de producție aveți voi acum și cât, dacă ai scala, dacă ai mai aduce încă un om și încă un om, cu cât crezi că ai putea să crești capacitatea de producție? Adică în cât timp vezi să ajungi cu o capacitate de producție care să asigure ca business-ul să fie profitabil? Nu doar sustenabil, ci și profitabil. Pentru că bănuiesc că acum încă tatonezi zona aceasta. Da, da. Nu știu dacă ești pe plus, pentru că ești încă totuși destul de aproape de, de da. Început. Nu, sunt încă pe acolo. Da. Da, e deja am început să caut să se extinzi. Da, da, da. Am neapărat nevoie de cel puțin încă două persoane care să mă ajute, respectiv și alți colaboratori care ai pățit deja să ai comenzi mai mult decât poți produce și să nu le sigur poți livra? Sigur că decembrie, da. Le-am livrat pe toate. Dar a fost foarte greu. A fost cu nopți nedormite, adică decembrie a fost... Și sigur, iarăși, cred că e important să trecem prin această fază și cumva mă și gândeam în nopțile alea, că închideam atelierul la 3 și la 7 o luam de la capăt, mă gândeam că cumva, într-un fel, aș vrea să nu fiu niciodată atât de organizată încât să nu mai trec prin asta, pentru că e ceva frumos să treci prin asta, dar la început mi se pare chiar vital, adică cred că lecțiile vin numai dacă treci prin asta. În cât timp crezi că poate o astfel de afacere să ajungă, deci pornind de la două mâini ale unui om, să ajungă la sustenabilitate sau chiar profitabilitate? Eu cred că în maxim un an asta o să se întâmple. Adică e... Deci eu am probleme de scalabilitate pe partea de ateliere, pentru că deocamdată doar nu eu mai le livrez. Tu le poți susține. Și cumva... Nu, mă interesează strict producția, pentru că acum vorbim de produs în special. Atelierele sunt ceva prea personal ca să poți să delegi. Dar aș vrea să-l întreb și pe Ciprian un pic, pentru că tu ești mai departe ajuns cu afacerea. Aș vrea să-l întreb și pe tine... Cum stai cu operațiunile? N-ai probleme de producție, de materie primă, de rebuturi? Nu, pentru că materia primă eu o cumpăr din Franța, eu locuiesc în Franța, papioanele fac în Franța, sunt doar pentru piața din Franța și din Europa, deocamdată. Nu am piață în România de desfacere și în momentan... Dar sper că îți propui. Nu știu cât de mult îmi propun să intru pe piața din România, în schimb vreau să-mi fac o linie de producție în România, pentru că mâna de lucru este mult mai ieftină și oamenii sunt mult mai bine pregătiți. Pentru că în Franța... Aș vrea să subliniez asta, să o mai spui o dată. Da, da. Că oamenii sunt mult mai bine pregătiți. Da, sunt mult mai bine pregătiți pentru că sunt interesați de o meserie pe care ei o practică. Și pentru a fi un bun croitor, ai nevoie de un om pregătit. Da. Nu poți să ai un om care nu e pasionat de meseria lui, să vină cineva acolo pe care să-l plătești de 3 ori mai scump decât în România și care să nu-ți facă munca de care tu să fii satisfăcut. Am avut 5 angajați, dar pe perioade foarte scurte de timp, pentru că de 2 luni de zile fiecare angajat, pentru că costurile erau foarte ridicate. Taxele la stat, impozitele, tot ce ținea de costuri era foarte ridicat cu privire la angajat în Franța. Și atunci mi-am dat seama că pentru a face producția, eu am rămas să fac tot eu singur producția. Adică tot eu singur fac producția în apartamentul meu din Strasbourg și am angajat oamenii pentru partea de marketing. Pentru că mi-a trebuit de a mă face cunoscut mult mai repede, aveam nevoie de oameni bine pregătiți cu care să fac parteneriate, care să ocupe și să-i ajut să se ocupe și ei de organizare. Adică nu poți să faci toate chestiile astea singur, nu ai timp. Nu poți când ai un eveniment de 100 de persoane sau când ai mult mai mulți invitați la evenimente, la defilări de modă unde sunt invitați din exterior care ajung până la 300-500 de persoane, nu poți să te ocupi singur de toată treaba asta. Ai nevoie de oameni care să te ajute, să te susțină în ceea ce faci. Atunci am fost nevoit să mă focusez și pe partea asta. Dar cu privire la produs, deocamdată cred că o să mai dureze un an de zile până când o să fac linia de producție. Da. Și îți propui să o faci în România, să înțeleg. Da, pentru că, cum v-am mai spus... Unde? În Râmnicu-Vâlcea. Deci, ca să știți, da? Cei care sunteți din Râmnicu-Vâlcea, da. Vă așteaptă o mică fabricuță de papioane. Da. Costurile pentru salariați sunt mult mai reduse decât în Franța și oamenii sunt mult mai bine pregătiți. Asta mă interesează, pentru că cum sunt perfecționist, îmi place să fie totul perfect. Sunt produse de lux până la urmă, produsele voastre, exact, chiar dacă sunt așa frumoase, simpatice, drăgălașe, nu sunt doar atât, ele chiar sunt produse de lux. Prețul unui papion pleacă de la 70 de euro și ajunge până la 350 de euro.
pentru o papioană e accesorizat de cu obiecte din aur. Da, la caleidoscoape? Cum să dacă tot vorbim de prețuri? Caleidoscoapele simple sunt 85 de lei. Cine își dorește un caleidoscop, de fapt eu fac caleidoscoape personalizabile. Cine își dorește un caleidoscop personalizabil, există un cost în plus în funcție de ceea ce își dorește. Respectiv, lucrez acum la niște caleidoscoape cu artiști, ilustratorii, pictori și așa mai departe, care vor avea un preț mai mare. Da, da. În orice caz, și un preț de 85 de lei pentru un obiect care este decorativ sau util ca să te joci cu el, da. Deci nu are o utilitate practică, e un cost, e un preț. Nu, eu mi-am dorit să fac niște caleidoscoape, mi-am dorit în primul să fac un produs pe care să și-l permite oamenii. Da. Sigur că voi face și o să mă joc, sigur că e, you know, sky is the limit, sau mai exact doar mintea mea e limita. O să fac și caleidoscoape care vor ajunge la niște prețuri mult mai mari, dar eu îmi doresc în primul rând ca oamenii să și le permită, adică în momentul în care ajungi la raft sau îl vezi în online, să poți să... Vreau să mă adresez tuturor, nu vreau să fiu doar un artizan. Am înțeles, deci de fapt în cazul tău nu e un produs de lux, este chiar un produs pe care ți-l dorești cât mai accesibil. Produsul de bază așa aș dorește să fie, că eu voi face și caleidoscoape unice, făcute de artiști, pictate și așa mai departe. E pentru pasionați. Da, e pentru pasionați. Da. Deci înțeleg, haideți să vorbim atunci puțin, că o să ne apropiem în curând de finalul emisiunii și aș vrea să nu uitați că puteți să le adresați întrebări invitaților, trebuia să o spun mai de mult, dar dacă ne urmăriți știți deja că avem obiceiul acesta să răspundem întrebărilor în direct. Dacă nu, le puteți lăsa pe pagina noastră în mesaje și sunt sigură că și Veronica și Ciprian vor fi de acord să răspundă ulterior întrebărilor voastre concrete și vă vor dezvălui din secretele afacerilor lor. Pentru că voi ați atins de câteva ori subiectul acesta, dar aș vrea să mă întorc un pic la el, pentru că e unul dintre cele mai importante, marketingul. Sigur că diferă la voi, tocmai pentru că piețele sunt diferite, dar m-ar interesa să ne dați câteva din rețetele voastre care au funcționat pentru produs. Sau pentru experiență, că poate tu n-ai apucat încă să stabilizezi o strategie de marketing pentru produs, fiind relativ recent pe piață, poate ne poți spune despre cum ai promovat evenimentele. Eu îi datorez lui Mark Zuckerberg, căruia i-am mulțumit acum alaltăieri, că s-au făcut 15 ani de când a făcut Facebook. Datorez tot ce am făcut și în minuni.ro și acum cu Caleidolăm, deocamdată exclusiv rețelei social media, Facebook. Da. Sigur, sunt și pe Instagram, dar cumva de Facebook mă simt așa afectiv legată. La mine a fost cumva, încă o dată, pentru că atunci când am început deja vorbeam despre caleidoscoape, a fost doar un pas firesc. A funcționat foarte mult pe bază de recomandare, adică oamenii se înscriu la ateliere, le postăm pur și simplu pe paginile noastre, câțiva prieteni dau share. Eu n-am investit încă foarte mult în asta, iar din punct de vedere al produsului, la fel. Site-ul, acum lucrez la sfârșitul lunii, Doamne ajută să fie gata site-ul și abia apoi, acum că o am eu și pe zice, Ana și pe trebuie ceilalți... să te contrazic, Veronica, pentru că eu aș zice că nu e corect față de tine să spui că n-ai investit. Pentru că, în realitate, faptul că tu ai putut să captezi pe corect. Facebook o audiență pentru produs sau pentru experiența cu atelierile de caleidoscoape s-a datorat, de fapt, propriului tău brand pe Facebook. Da, corect. Nu, am investit timp. Corect, nu. Voiam să spun, n-am investit, n-am avut un buget foarte mare pentru asta. Adică a fost de foarte mult mulțit. Da, am foarte investit mult extrem timp. De mult timp. Exact. Adică exact. Nu, din punctul ăsta de vedere... Ca să fim fair cu procesul, pentru că altfel am putea să ne imaginăm că gata, postăm pe Facebook și se întâmplă minuni. Nu, e foarte bună. E foarte bună observație. Numai Camino și istoriile tale pe Camino au captivat o audiență de-a lungul timpului care ți s-a fidelizat. Exact. De fapt storytellerul e cel care a fost promotorul. E foarte bun, o țin minte, mă și bucur că ai făcut, pentru că așa e, n-am investit e.
buget, dar am investit foarte mult timp. Foarte adică, mult de timp, fapt, da. E, dacă cineva ar fi scris toate poveștile, probabil că ar fi trebuit să-i dau foarte mulți bani pentru da. Asta. Da, da. Și probabil că și la tine, Ciprian, probabil că nu a fost un buget foarte mare, dar au fost foarte mulți oameni care te-au sprijinit, nu? Exact, da, 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 da. Eu am adoptat o altă strategie de marketing, dat fiind cât nu aveam ce să postez pe Facebook decât un produs, un papion, dacă nimeni nu știa, nici nu știa cum să-l poarte sau nu vedeau alți oameni pe care poartă papionul să-și dea seama, wow, poate că mi-ar prinde și mie un papion, poate că mi-ar sta frumos cu el, dacă aș, pentru că atât din cât am utilizat modele, oamenii au văzut că pe ei, îmbrăcați la costume, stăteau papioanele foarte bine, adică nu era ceva ce îi șoca. Da. Pentru că fiind papioane de diferite culori, la prima impresie oamenii sunt puțin sceptici, adică nu sunt foarte curajoși să încerce ceva nou. E totuși un papion, pentru ei rămâne sombru, rămâne... pare ceva scorțos așa. Da, adică puțin... nu ceva... Da, 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 da. Ei, eu am venit pe piață cu un produs pentru care a trebuit să adopt anumite strategii de marketing. Deci tu ai practic ai exemplificat, da, prin modele ai arătat exact. Cum se poartă și exact. În ce situații da. Și în ce combinații. Publicul. Așa, deci educarea publicului a fost da. un factor important. Da, 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 da. Și evenimentele, nu? Da. Da. Și bănuiesc că și la tine a contat network-ul și recomandările? Foarte mult. Adică foarte ți-au venit mult. Clienți de la alți clienți? Clar, ți s-a întâmplat clar. Asta? Da, 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 pentru că atât timp cât începi să urci în a fi cunoscut, toată lumea începe și îți vede produsul și recomandările sunt foarte bune pentru că există un papion de lux care oferă eu ofer pentru produs o garanție de un an de zile. Și atunci nimeni nu oferă pe piață o garanție la un papion. Uh-huh. Adică este un obiect de preț. Interesant. Da, da, da. Interesant da, amănuntul acesta, e de reținut. Pentru că mi-am dat seama că trebuie să vin cu ceva nou pe piață. Și atunci cu ce puteam fi, să vin nou pe piață decât cu un produs de lux care primești o garanție. Adică orice s-ar întâmpla papionul ăla nu se rupe, nu se rupe, descoase, da, nu se, exact, adică tu ai o garanție că la evenimentul tău papionul ăla e impecabil. Uh-huh. Și atunci normal că recomandările au venit. După ce am început să fac primele vânzări, recomandările au venit. Și au venit foarte mulți clienți prin recomandare. Adică cum lucrez cu oamenii, de acolo au plecat. La tine cât durează să confecționezi un papion? Două ore pentru fabricarea fiecărui papion. De la A la Z. De la A la Z. Da. Deci înseamnă că și în cazul tău, capacitatea operațională nu poate fi foarte mare și ți se exact. Poate întâmpla să, da, da, da. Să nu poți acoperi. Au fost foarte multe perioade de genul ăsta, dar, cum a zis și Veronica, la fel, cu nopți nedormite, cu investiții de timp, energie. Când suntem pasionați și când ne intrăm într-un business, pentru fiecare început de business trebuie să luăm în calcul că avem nevoie de timp, trebuie să investim timp foarte mult, răbdare și să avem un buget pentru asta. În cazul Veronica e destul de clar că există în spate istorie, poveste, caleidoscopul în sine e o poveste. Ai avut nevoie sau ai simțit nevoia să ai povești asociate papionului? Sau a fost suficientă imaginea eu știu... Povești reale, că nu s-a întâmplat nimic care să nu fie real, adică așa. Nu am vrut să vând un produs care să aibă o poveste în spate ireală. Totul a fost real, totul a fost imagine, totul a fost prezent, totul a fost, adică am făcut tot un timp real. Nu, ce vreau să te întreb este dacă ai simțit nevoia să asociezi vreo anumită simbolistică sau să explici o poveste a papionului, de ce papionul tău e altfel sau orice altă tehnică de tipul acesta de storytelling sau nu a fost cazul, nu, pentru nu a fost că produsul cazul. A vorbit de la sine. Da, produsul a vorbit de la sine, a fost un produs de foarte bună calitate, s-a prezentat foarte bine, deci nu a fost cazul să... De altfel și publicul tău e un pic diferit și da, probabil da. Mai puțin consumator de exact. Povești, pentru că de fapt voi sunteți la aproape da. La capete diferite ale știu, lanțului trofic da. Al clientelei, pentru că tu te duci pe o clientelă care probabil că decide relativ rapid, își permite să da, exact. Acceseze orice produs și știe foarte bine pentru ce îl dorește. Pentru, da, da, exact. Da. Dar are pretenții foarte ridicate. Exact, tocmai de asta vine cu o garanție papion, adică da, exact. Plătește pentru ceva și da. Pentru ceea ce are o garanție. Exact, iar tu te adresezi unui public care poate chiar digera și un defect la o adică, poate digera și o imperfecțiune, pentru că îi place tocmai exact. Acest proces foarte autentic,
eu știu, natural, faptul că e lucru manual, deși da, la nu, ambele... Da, nu, în ateliere, asta e un lucru foarte interesant, că eu în ateliere îi încurajez pe oameni să greșească. Adică, în primul rând, nimic nu este o greșeală. Japonezii, când vorbesc de frumusețea imperfecțiunii, eu cred foarte mult în frumusețea imperfecțiunii. Cu bâlciobita lui Nikita Stănescu. Da, nu, adică e... și eu, unul din lucrurile pe care încerc să le... să le transmit la atelier este ca oamenii să fie fericiți cu obiectul pe care l-au făcut. Noi, adulții, vrem lucrurile să fie, vrem perfecțiunea. Și nu numai că credem vrem, că dar vrem. Suntem triști dacă nu obținem. Și eu văd frustrarea unui om care poate n-a decupat și cei mai mulți oameni nu au, mai ales la primul caleidoscop, nu ai neapărat abilitatea de a-l face. Imaginez că da, e o poveste să vezi, da. Să vezi ce se întâmplă. Dar eu mă joc și la copii la fel. Copiilor le e teamă să facă lucruri, de teamă de a nu greși. Și atunci ceea ce încerc eu așa prin poveștile mele este să-i fac să îmbrățișeze obiectul pe care l-au făcut. Este despre bucuria de a-l face. Și chiar să nu mai fie teamă, da, de greșeală. Da, da, da. Asta e o lecție importantă. Da, da, da. Da, frumoase produse faceți. Noi produsul nostru numit emisiune pe care să se sfârșească de data asta, mica noastră improvizație de atelier, pentru că și la Ingenious Hub cam tot de un atelier vorbim, un atelier de creație de startup-uri frumoase. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi și așa, în loc de la revedere, aș vrea să vă rog să transmiteți comunității noastre și tinerilor antreprenori din România unu, două cuvinte cheie sau o propoziție, un sfat, o ceva care este definitoriu pentru voi și trebuie neapărat să rețină pentru afacerile lor. Trebuie să iasă toată lumea din zona de confort. Pe dacă vor să evolueze, trebuie să iese din zona de confort, adică nu trebuie să rămâi acolo. Să rămâi 10 ani să faci același lucru. Trebuie să iei din zona de confort, să vrei să evoluezi. Da, exact. Și să ai curaj. Perfect. Eu le-aș zice să fie focusați pe ceea ce fac ei și să meargă pe drumul lor, dar întotdeauna să fie foarte atenți și la călătoriile celorlalți, pentru că suntem într-o lume în care facem lucruri împreună, în parteneriat, și atunci e important să ne păstrăm ochii deschiși. Mă bucur că ai spus asta, mai ales că suntem într-o comunitate și e foarte important să reținem cât de valoroase sunt relațiile cu ceilalți, nu neapărat pentru, eu știu, avantaje imediate și foarte tangibile, cât chiar pentru sentimentul acesta de a lucra împreună și de a nu fi singur, exact, pe drum. Chiar dacă drumul e doar al tău. Da, nu, cred că acum antreprenorii, noua generație de antreprenori, să spun așa, vor depinde foarte mult de relațiile construite cu drag, nu cu scop. Da, da, da. Vă mulțumesc încă o dată, și noi, foarte tare. Vă mulțumim frumos. Așteptăm să auzim peste un an, eu știu, cât de bine v-au ieșit planurile pe anul acesta. O, da. Și cât de departe ați ajuns cu cifra de afaceri și cu scalarea. Vă mulțumesc tuturor și vă doresc să aveți o săptămână minunată în continuare. O să ne vedem data viitoare pe 13, adică miercurea viitoare la ora 11, cu un cuplu de oameni care fac afaceri împreună și ne vedem cu un cuplu pentru că, evident, cum spuneam, încă suntem în zona, suntem sub zodia iubirii din luna februarie. Așa că vă doresc să vă iubiți afacerile, să iubiți ceea ce faceți și să vă iubiți pe voi înșivă și să rămâneți aproape și de noi. La revedere!